În sala de sport a orașului Gyula din Ungaria a avut loc ieri seară balul acordării Panglicii, o manifestare dedicată absolvenților de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu, promoția 2015-2019. La evenimentul la care au participat peste 600 de persoane a fost prezent și preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Este un eveniment emoționant și încărcat de bucurie la care asistăm în fiecare an, și anume acela în care elevii clasei a 12-a își au rămas bun de la colegii lor mai tineri, de la cadrele didactice, și sunt însoțiți întotdeauna în acest moment de părinți, bunici, de mulți invitați și, bineînțeles, de oficialități, de conducători ai instituțiilor românești, dar și de conducători ai unor instituții administrative locale, pentru că toți vor să le fie aproape, toți vor să se împărtășească din bucuria și din emoția sufletelor lor tinere, care încheie o perioadă importantă din viața lor și doresc să purceadă mai departe la drum cu multă speranță, cu multă emoție și cu multă bucurie. Bucuria noastră, de asemenea, este foarte mare, pentru că, iată, ei reprezintă un element foarte important al comunității românești din Ungaria, prezentul, dar și viitorul ei, și bucuria este îndoită și de faptul că o parte dintre acești elevi vor merge la studii la facultăți în România, unde își vor perfecționa pregătirea lor și vor deveni, bineînțeles, profesioniști, fiecare în domeniul pentru care dorește, și dincolo de aceasta, cu siguranță, ei vor fi și adevărați ambasadori sau oameni de legătură care vor întări legăturile între cele două țări și popoare. Balul acordării Panglicii este o întrunire tradițională și modernă, își are un trecut de 200 de ani, dar sigur în istoricul școlii noastre mai mult ca de 6 decenii. Este o întrunire de suflet, în centrul căreia stau prințesele și prinții părinților, a tinerilor care au ajuns în faza de trecere din anii copilăriei miraculoase, plină de liniște, de iarbă verde, într-o lume mult mai reală și mult mai înstrăinată. Și s-au adunat aici peste 500 de oameni, părinți, bunici, prieteni, ca să mărească fericirea acestor tineri. La această manifestare se acordă o panglică fiecărui tânăr și este așezată aici deasupra inimii ca un simbol, pe de o parte, a identității școlare, a prieteniei, a fidelității, a comuniunii, dar totodată această panglică simbolizează și faptul că mereu vor părăsi băncile școlii și îi așteaptă viața. În prezent, la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Gyula învață 436 de elevi de la clasa 1 până la clasa a 12-a.